Am revenit, doamnelor și domnilor, la City Arena, acolo unde se desfășoară partida între Unisport și Milești Mici, meci care contează pentru etapa 1, este o restanță din etapa 1 din seria la mini fotbal. După primele 25 de minute, Unisport conduce pe cei din Milești Mici cu 2 la 1, după ce reușea să deschidă scorul Sergio Andronache, un jucător de la Milești Mici își dădea autogol și este vorba de Nicolae Agriș, ca mai apoi Fiodor Trofim să reducă din diferență. Un moment interesant este cel puțin din ce mi-am notat și din ce am văzut, Sergio Andronache. Ar fi primit două cartonașe galbene, cel puțin am văzut eu asta, dar deja arbitrii au considerat că nu merită cartonașul roșu după aceste două cartonașe galbene. Până la urmă vom avea o confirmare la sfârșit, sau cel puțin sper eu să am o confirmare. A început partea a doua, acum ele și mici în atac, cei care trebuie să recupereze pe tabela de marcaj acolo unde sunt conduși în aceste momente și avem o fază periculoasă la poarta lui Maxim Șefcișen care însă prinde sigură balonul din aer. Șepcișen. Nu prea s-a combinat cu portarul celor de la Unisport de așa, altă parte. Covale cam la toate acțiunile, la toate începuturile de acțiuni a formației sale. Un șut bun acum, i-a lipsit puțin unui jucător de la Unisport să deveze balonul în poartă. Este vorba de Daniel Bulat, cel care ar fi putut să deveze balonul la șutul lui Igor Roșca. Tot Bulat va executa și lovitura de colț. Bulat cu în spate și un șut foarte bun, însă vedem și pe Mircea Coval cum plonjon spectaculos la City Arena, iar scorul rămâne în continuare 2 la 1, foarte frumoasă respingerea lui Mircea Koval. A fost Hens acolo la Maxim Rotareu. Un lung de linie, dar prea lung acest lung de linie pentru că balonul ajunge în brațele lui Maxim Șefcișen. Recuperează cei din Milești mici. O nouă minge boltată, nu știu dacă vor ajuta formația îmbrăcată astăzi în tricouri albe, șorți albaștri, aceste mingi lungi, pentru că în careul portarului, și vorbim de o careu mică, e mai simplu ca maximul șefcișului respectiv, Mircea Coval, de partea cealaltă, să prindă baloanele și să le recupereze. Bulată, la un pas de a intercepta balonul și de a pune pericol la poarta lui Mircea dar vine foarte bine Popov din spate. Covali. Pasă bună pe stânga și avem o fază periculoasă aici pentru formația din Milești mici, resping însă până la urmă apărătorii celor de la Unisport. Meciul devine din ce în ce mai interesant, din ce în ce mai mult atacuri a celor de la Milești mici, atacuri care într-un final se pot solda cu un gol marcat și cu rezultatul de egalitate pe tabelă care poate fi consemțită doar că e nevoie să marcheze jucătorii din Milești. Părea că a ținut balonul, dar nu a fost așa în opinia arbitrilor jucătorul celor de la Milești mici, Nicolae Agrici. Mingea ajunge la marcatorul primului gol, care șutează mult pe lângă poarta. Fiodor Trofim, Un nou atac pozițional pentru cei de mirești mici. Să vedem dacă iau sau fault la acea fază. Destul de dur a atacat maxim Rotareu un adversar, o până la urmă este doar out. Trofim la un pas de a face dubla. Nu, e puțin a Trofim să șuteze spre poartă, să șuteze mai periculos. Tanas, că trebuie fim înapoi la Tanas. N-a în spate, avea spațiu de șut acolo un de la Milești. Tanas, un șut foarte frumos al lui Tanas și a respins, până la urmă, în doi timpi au respins apărarea formației Unisport. După ce a respins Maxim Șefcișin și Igor Roșca, a respins mai apoi din fața lui Nicolaia Agrici. Mai periculoși Mileștii mici în partea a doua acestei partide. Covali. Covare o pasă bună pe stânga, dar recuperează sportul. Au șansa unui contraatac și un șut bun, dar din nou Covali cu un plonjor, respinge foarte bun acest portar a formației Melești Mici. De fapt, și de cealaltă parte, Maxim Șefcișen a reușit două parade în prima parte a partidei, doi golkiperi buni în acest meci. Doi golkiperi care mențin acest rezultat de 2 la 1 și mențin nervozitatea pe teren, dar în același timp și interesul nostru de a urmări meciul până la final, până în minutul 50, pentru că se pot schimba foarte multe pe parcursul următoarelor 20 de minute și ceva până fluierul de final se va auzi. Șefcișen. Minge lungă lui Șefcișen foarte bine, acolo trofim, recuperează trofim, și acum la balon trofim. Cu un conșută bun, însă șefcișe în respinge. Îmbulată, reușește să ia fața lui Popov, pasează către Rotareu. Rotareu uh, scapă balonul afară, într-un duel cu Popov. Un șut bun și este 2 la 2, doamnelor și domnilor, șut bun al formației Milești Mici. Cel care a șutat și cel care a marcat în aceste momente este jucătorul cu numărul 16, Grigore Dogot. Grigore Dogot aduce egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 31 și astfel Unisport Milești Mici 2 la 2 și de acum încolo. Care pe care va fi această partidă, care pe care pentru că au nevoie de cele 3 puncte ambele formații. Foarte bine, Popov respinge balonul în corner. Grigore Dogot aduce egalitatea pe tabelă, cum spuneam ADN-ul minutul 31. Foarte bine se întoarce Rotareu. Rotareu printre trei adversari pasă către Bulat care nu ajunge și bară. Ocazia uriașă pentru formația Unisport. Până la urmă este 3 la 2. Marchează Sergiu Andronache. Sergiu Andronache marchează pentru 3 la 2. După ce în prima instanță cu poarta goală lovise stâlpul stânga porții lui Mircea Coval. Mai apoi reușește să placeze balonul mai bine și să înscrie Unisport. Mileștii mici 3 la 2. Sergiu Andronache este cel care marchează. Mirciakovale. Cum ziceam, care pe care, dar UniSportul trece din nou în avantaj și avem aruncarea de la margine pentru Mirești Mici, cei care cred că au puterea de a veni pe tabelă. Nu trebuie să lase mingea să cadă acolo un jucător de la Mirești Doar o schimbare au jucătorii de la unii sport, Vedem cum acești jucători reușesc să evolueze pe parcursul celor 50 de minute fără schimbări, pentru că în partea cealaltă, mai și mici, am văzut că de-a lungul timpului au făcut mai multe schimbări, mai multe modificări. Unii jucători au ieșit pentru a se odihni, după care au reintrat pe teren. fim în spate. e pe partea stângă, la gârbul care au scapă însă afară. Foarte bine se întoarce aici, o pasă bună pe partea dreaptă, însă nu o ajunge un coechipier de la Unisport, este vorba de Sergiu Andronic. Se apără bine Igor Oșca. Din nou, aruncare de la margine pentru Miliști, mic. Balonul ajunge la Tanas, Tanas foarte bine aici către Gârbu. Gârbu în spate. Un nou șut bun al lui Grigore Dogot. Din nou același jucător, dar mingea se scurge în aut. Cere corner Gârbu, dar nu se oferă. Până la urmă două ocazii mari acum pentru melești Mici. Un sport Mileștii Mici rămâne în continuare după 34 de minute. 3 la 2. Și înalță bine Covaliu val care a avut câteva parade spectaculoase. Cane în care eu gârbu, dar nu putem vorbi de lovitură de la 7 metri la această fază. Cişen. O pasă bună lui Șefcișen, bara, din nou bară și din nou o ocazie mare pentru formația Unisport. O nouă bara a lui Daniel Bulat îl salvează pe Mircea Coval, iar scorul rămâne 3 la 2. Până la urmă, suferința sau ratările s-ar putea întoarce împotriva lor, împotriva celor de la Unisport. Două bare care l-au avut până acum și trei goluri marcate de cealaltă parte. Melești mici, două ocazii în prima parte, dar și Unisportul în afară de aceste două mici care s-au scurs în bară și în afară de aceste trei gori am avut numeroase ocazii care au, adus, au fost scoase spectaculos de Mircea Covale. Este norocos astăzi Covale. Bine și mici are șansa unui atac, îl vedem acum pe Dogot, Dogot pasă în spate, cade Dogot acolo și mi-a părut că a scăpat balonul Nicolae Agrici, oricum mingea ajunge la o un sport pentru moment, după care te spinge în aud Grigore Dogotă și mingea revine la verzi. Dogotă este de pe teren și intra popov. Fiodor, Fiodor Trofimă este faultat de către Daniel Bulat. Coval. Coval greșește! Coval a fost driblat, dar nu reușește Bulat să mențină balonul la formația sa. Erau doi contra golkeeperului, ar fi putut fi 4 la 2. A greșit Coval. Putea să taxeze Bulat la această fază golkeeperul de la Melești Mici. Foarte bine aici Andronache. se recuperează celălalt număr 5 pentru momentă și un șut într-un final al lui Igor Roșca pe lângă stâlpul drept al lui Mircea Coval. 3 la 2 în continuare, am intrat deja în ultimele 15 minute ale partidei. Din nou recuperează sportul Foarte multe spații lasă cei de la Medeștii Mici în goana după egalare. Șefcișen, pasă partea stângă. Un lung de linie care ajunge însă doar până la Popov. Popov greșește, are șansa Unisportul de a forma un atac periculos, până la urmă mingea este respinsă în corner de Nicolae Agrici. De fapt era Dorian Postolache. Dorianache în spate către Șefcișen. Șefcișen o minge tocmai peste poarta celălalt cu Mircea Cobaia. Gârbu. Pasă la Popov. Popov apoi la Gârbu. Gârbu către Coval. Coval care a intrat, cum am mai spus, în foarte multe combinații ale propriei formații. Dogot. Dogot înapoi la Coval. Coval la Dogot. Dogot este primul marcator al celor de la Milești Mici. Și din nou balonul va fi repus de Mircea Covale, cel care a fost până acum omul meciului pentru Milești Mici, pentru că a avut câteva parade foarte bune. Și celălalt goalkeeper a fost la nivelă și Maxim Șefcișian la 1-0, a avut două trei parade, pentru că Milești Mici nu au reușit în prima repriză să înscrie la pauză, scorul era de 2 la 1. De fapt, a reușit să pe finalul reprizei să înscrie, dar nu au făcut-o în prima parte a primei reprize. Rești mici în atac. Foarte bine se descurcă aici e Tanas, care pasează la Popov. Popov pasează în partea dreaptă. Tanas așteaptă liber, Mici ajunge la Gârbu. Gârbu pasă foarte bună în centru și a încercat acum Dogot să înscrie, a încercat să șuteze spre poartă, însă ne reușit. Aruncă de la margine Andronic. Andronic o aruncare bună, Balon recuperat de cei de la Unisport. Un șut direct în brațele lui Mircea Covale o aruncă rapidă în spate la Gârbu, în fața, pardon, la Gârbu. Gârbu care întoarce balonul în spate, dar nu era niciun coechipier pentru a șuta la poarta lui uh, Șefcișen. Uh, între timp a fost un atac periculos și la poarta celor de la Merești Mici. Sunt uh, multe atacuri în această partidă, un um, meci mult, dar mult mai echilibrat decât ceea ce am văzut uh, începând cu ora 9. Astfel, uh, cele două formații apropiate valoric uh, un minus este pentru un sport că nu au rezerve. Chiar mi-e interesant să aibă rezerve de aceeași valoare. Ce s-ar întâmpla în acest meci? Întoarce înapoi gârbu, dar din nou balonul nu ajunge la un coechipier. Curând intrăm în ultimele 10 minute ale partidei. În continuare, 3 la 2 pentru un sport în partida cu mirești mici. Foarte bine se descurcă aici, bolatul împotriva doi adversari, merge în colț, se ține de balon, cred că va încerca să scoată auto sau corner și nu e reușește. Cel puțin în opinia arbitrilor nu e reușit lui Bolat să mențină balonul la echipa sa. Melești mici, aruncă de la margine. Respinge foarte bine Roșca. Covali. Timpul se va scurge, cu atât minutele vor fi mai puține pentru cei din omereștii mici, iar presiunea ultimelor minute s-ar putea să scoată din luciditatea echipei. Gârbu. O pasă bună a lui Gârbu în colțul careului, însă nu reușește să șuteze acolo cu echipier. Roșca, Roșca, foarte bine îl vede Roșca pe numărul 2 al formației Sergiu Antonovici. Andronic, uh, Andronic, pardon, nu a reușit să mențină balonul, astfel Gârbu va începe un nou atac pentru miliești mici. Gârbu cu o pasă lungă, însă până la urmă ajunge mingea cu echipierul, dar pasează în care eu exact în roațele lui Maximul Șefcișen. Șefcișen cu o minge ratată de deci această dată, o minge grea aruncată în fața. 3 la 2 după 41 de minute. Unisport a condus la pauză cu 2 la 1. Au reușit cei de la Mirești Mici să egaleze, dar foarte rapid s-au instalat din nou la conducere cei de la Unisport. Roșca. Dar vine foarte bine din spate Popov și recuperează balonul. Trofimov în spate. Din nou Trofimov. Trofim pasează iarăși în partea dreaptă. Se pasează pe linie de fund la formația Mirești Mici. Foarte bine bulată iese aici în fața lui Tanas, însă pierde balonul popov într-un duel cu Sergiu Andronache, scoate out. Tanas. La acea scor nu obține niciun punct, milești mici, iar pe prima partidă ar acumula 0 puncte, golaveraj minus 1. Foarte bine din nou apără Mircea Covali. care bună de la margine, recuperează formația melești mici, dar nu a reușit să înțină balonul Popov, oricum obține o aruncare de la margine. Tot Popov are pune balonul în joc. O aruncare bună, o aruncare bună până la Tanas, care obține lovitura de la colț. Popov, să vedem dacă va da un șut în forță în care careu a încercat, cel puțin a încercat. Până la urmă, din deviere, balonul se scurge în cealaltă parte a terenului în aut. Postolache. Postolache în careu. Și se cere aici penalti. Și este lovitură. Să vedem dacă a fost în careu această lovitură. Cel puțin în primă instanță părea că ar fi fost în careu, dar este în afara careului. Tot Postolache va executa lovitura liberă. De fapt, îi dă locul, îi dă Mingea jucătorului cu numărul 5, Fyodor Trofim. Fault a fost făcută asupra lui Gheorghe Popov. Trofim. Trofim pasă în spate. Șut al numărului 6. Cred că a fost numărul 6 de la Milești Mici. Dorian Postolache, însă șut ratat. O ocazie mare pentru Milești Mici. Și la un pasă de a înscrie de nou cei de la Unisport și de nou Mircea Coval se interpune. A trecut foarte bine aici jucătorul cu numărul 11 de la Milești Mici, Dumitru Olari. Vedem că crește și nervozitatea pe teren, Minge ajunge la Trofim. Trofim schimbă partea foarte bine până la Popov. Popov la care obține lovitura de colț în urma devierii lui Goroșca. Postolache. către nimeni Postolache, total greșit, că Sergio Andronic recuperează balonul, poate pune propria formație pe contraatac, Sergio Andronic foarte bună pasa în dreapta, dar prea lungă până la Bulat, Bulat poate întoarce balonul și-o întoarce foarte bine Bulat, dar nu reușește să-l mențină în teren Sergio Andronache. Koval Minutele se scurg în defavoarea celor din Milești mici, care au jucat bine astăzi. Chiar mi-a plăcut această formație, cum a evoluat. Dacă reușesc să în următoarea partidă, cred că se anunță una dintre formațiile care vor lupta la promovare. Am un goalkeeper care poate să ducă greu în spate. Din nou fault, un nou fault făcut aici. Avem și un cartonaș galben la această fază. Cartonaș galben văzut de jucătorul formației Unisport, Sergio Andronic. Feodor Trofim de lângă, lângă balonă. Feodor Trofim cred că va executa de această dată direct pe poarta. Feodor Trofim, doamnelor și domnilor, al lui Feodor Trofim respinge bulat de acolo. Un nou șut al formației Milești Mici. Recuperează foarte bine aici balonul același Trofim care pasează în spate dar vine din, bine și bulat Tot Trofim, Trofim recuperează din nou, Trofim trece de un adversar Dar nu s-au înțeles cu doi jucători Un șut acum spre colțul lung al porții lui Maxim Șefcișen Dar nu prinde cadrul porții și 3 la 2 în continuare 2-3 recuperări la mijlocul terenului Balonul ba era la o echipă, ba la altă formație Un șut foarte frumos aici al jucătorului cu numărul șapte, Sergio Andronic Dar respinge de nou Mircea Coval care deși este scorul de 3 la 2, cred că rămâne omul partidei de astăzi, omul partidei între Unisport și milești mici. Corner pentru Unisport în minutul 46. Total ratat acest corner. Nu știu cum a vrut să-i dea acolo jucătorul de la Unisport. Popov către Gârbu. Gârbu înapoi la Popov. Popov pasează direct la Roșca. Bulat aici cu un șut bun în forță, dar peste poartă. Era postul în stânga, alege o pasă în centru, Koval, tot Koval la balon. Nu are cu cine combina Koval. Se retrage gârbu, însă are un adversar în spate. Foarte bună pasă până la Trofim. Trofim o pasă foarte bună, însă intervine Maxim Șefcișen. Postolache. Postolache mai departe către Dogotă, care a fost faultat. Executat rapid faultul cei de la Milești Mici. Dar din nou resping jucătorii Unisportului. Foarte bine acolo se descurcă un jucător de la Milești Mici. Dogot, pasă la Trofim. Din nou Trofim. Gârbu. Pasă bună al lui Gârbu către Trofim care însă a ratat startul la această fază. 3 minute rămase în joc, timp limitat pentru formația Milești Mici, formație care rămâne cu 0 puncte total, ratată această aruncare a lui Fiodor Trofim. De partea cealaltă, la acest scor Unisport ar acumula 7 puncte și ar trece pe poziția 4-a. Milești Mici cred că nu mai rămân pe 13, cred că se ridică pe 12 pentru că goala verajul este clar inferior pentru formația Masterclass. Și 0 puncte au și Căinarii. De fapt, nici nu e locul 12, deci e locul 11 pentru Milești la acest rezultat. Foarte bine, este Maximă Șefcișen care respinge în aută Ar fi fost o fază foarte periculoasă pentru formația Milești Miști. Tanas. În spate la Popov. Popov pe partea strângă. Din nou Coval. Coval la Popov. Nu mai au timp cei de la Mieștimi și ar trebui să șuteze mai mult la poartă în aceste momente gârbu. Centrare bună spre Trofim, dar se interpune un adversar. Popov, care în care eu a fost Hens, uh, cel puțin asta cer jucătorii uh, de la melești mici și obțin, obțin Hensul. Este lovitura de la 7 metri, doamnelor și domnilor, în minutul 48. Mâna ridicată, de fapt, a fost Hens acolo, făcută de Sergiu Andronache, care fiți atenți, are cartonaș galben, deci am văzut eu, a avut două cartonașe galbene, nu-l primește și pe al treilea. Și uh, același jucător cu numărul 5, Feodor Trofimă, uh, cel care a și marcat, execut acum uh, și este 3 la 3, doamnelor și domnilor, din minutul 49. Fiodor Trofim reușește să marcheze golul cu numărul 2. Unisport, Milești Mici 3 la 3. Din acest moment au rămas mai puțin de 2 minute până la final. Să vedem dacă una dintre cele două formații reușește să se impună în acest meci. Lovitură liberă periculoasă pentru Unisport. Ar fi fost o lovitură destul de grea pentru Unisport dacă ar fi fost eliminat Sergio Andronache, cel care are și un gol marcat. A fost și înger și demon în această partidă. Un șut bun din nou respinge Mircea Coval. Acest punct, dacă este opțiunea sau victorie pentru Melești Mici, este în mare parte a lui Mircea Cov, cel care a respins foarte multe baloane ale adversarilor. De fapt, și Maxim Șefcișen a avut câteva parade spectaculoase. Bună pasă în spate. Un șut bun, dar din nou același Coval este atent și sunt 5 contra 1 5 contra 1, mingea este în spate acum, nu reușește să înscrie, însă nu reușește să înscrie cei de la Melești mici, numărul 16 era acolo, Grigori Dogotă, foarte bine trofim aici, erau 5 contra golkeeperului și nu reușește să înscrie, a fost șansa lor de a lua toate trei puncte de la acest meci. Fiodor, Fiodor trofim de la marginea pasă în spate a lui Fiodor, Minge până la Dogot, Dogot poate șuta, și o face, pot intra pe contraatac cei de la Unisport, 3 contra 2 sunt în aceste momente, 3 contra 2, uh, pasă foarte bună la... Postolache însă pasează mai departe către Bulată care și Azer Cova respinge din nou. Intrăm foarte curând în ultimele 20 de secunde, foarte intens acest final de partidă, 3 la 3. Greșește aici Popov care putea pune pe contraatac propria formație din nou 3 contra 1. 3 contra 1 sunt aici, Minge ajunge la Trofim, Trofim în partea dreaptă, Trofim poate plasa în spate la Dogot, Dogot poate șuta, și Dogot șutează, respinge însă șef Cichen. Mingea este recuperată de Trofim. 5 secunde până la finalul partidei, iar Trofim pierde balonul ca un începător. Nervozitate pe teren, nervozitate pe teren. Îl vedem pe Sergio Androni cum îl împinge pe trofimă și să se începe acolo o luptă între cei doi. Am putea avea și kickboxing, deși s-a încheiat ieri campionatul. Am putea avea kickboxing la City Arena, însă avem nevoie și din arbitru și avem nevoie să vedem cine este în colțul roșu și cine este în colțul albastru. Fluier final la fotbal, fluier final la fotbal 3 la 3 între Unisport și Mirești Mici. Cel mai frumos meci de până acum, astăzi sâmbătă 26 martie 2016. Rămâneți aproape pentru pentru că avem un meci și din Liga Națională. Este vorba de meciul Viking împotriva celor de la Globus. Un sport Mirești Mici 3 la 3. Au început cu egală jucătorii de la Mirești Mici această aventură în Serie A. Serie Națională după o scurtă pauză vine pe micile ecrane.